împreună în ocazia aceasta și ne bucurăm că Domnul ne mai păstrează încă locurile în casa Lui cea Sfântă. Aș dori să continuăm lucrurile pe care le-am început dimineață cu privire la transformarea unui loc. Un loc care la un moment dat a fost de nedorit, un loc al pierderii, un loc al suferinței, al falimentului, al morții, al pierderii chivotului lui Dumnezeu, un loc de care să nu ți amintești cu drag. Totuși, locul acesta se numește Eben Ezer și pentru noi, deseori, a fost un loc pe care l-am folosit ca nume, deseori, mai ales în preajma anului nou, considerând că putem spune până aici Domnul ne-a ajutat. Dar cum se poate transforma un loc al distrugerii, al falimentului, al morții, al pierderii? Cum se poate transforma într-un loc al binecuvântării, al Domnului care te ajută până aici, al dovezii unei intervenții divine, speciale, pe care Dumnezeu o are pentru cei care au fost cândva în același loc și au falimentat? Nu neapărat despre loc istoric vreau să vorbesc, ci despre ființa noastră. Pentru că viața noastră poate să pară și uneori este un loc al pierderii, al suferinței, al falimentului, al pierderii chivotului lui Dumnezeu, al pierderii relației cu El. Cum poate un astfel de suflet, cum poate o astfel de ființă să se transforme într-o ființă binecuvântată? Sunt la 1 Samuel, capitolul 6. Am rămas la momentul dureros al pierderii a 30.000 de vieți, pierderea vieții celor doi preoți, Hovni și Fineas, și mai ales pierderea chivotului legământului. Capitolul 6 cu versetul 1 ne reamintește acest aspect. Chivotul Domnului a fost 7 luni în țara filistenilor. Este un lucru foarte interesant. Un popor credincios stă 7 luni de zile fără prezența lui Dumnezeu, fără legea lui Dumnezeu, fără chivotul legământului. Nu o zi, nu o săptămână, nici 7 luni de zile. Nici măcar chivotul nu este într-o localitate mai îndepărtată, într-o margine a ținutului evreiesc. Nu, ci chivotul este la dușman. Și ceea ce mă intrigă este faptul că, deși poporul Israel este o forță, o forță a vremii de atunci, nu este nicio cerere măcar către guvernul filistenilor. Trimiteți-ne chivotul. Nici o răscumpărare, nici măcar un război, nici o încercare de a-l recupera, nici măcar un schimb de valori. Pentru că chivotul este poleit cu aur, pe din afară și pe dinăuntru. Nimic din partea evreilor pentru recuperarea chivotului. 7 luni. Cum s-au simțit oamenii? Ați stat vreodată 7 luni fără să veniți la biserică? Am trăit momentul acesta în armată. Am fost obișnuit ca fiecare sabat să fiu la adunare, vineri seara, de mic. Părinții mei erau adventiști când m-au născut. Când am fost în armată, am fost detașat
la Oradea într-o baterie operativă antiaeriană. Apăram aeroportul. Eram permanent în gardă. Cei de acolo ne-au stabilit în primele luni că nu putem să ieșim, dar au început apoi învoirile. Și într-un mod foarte hotărât și precis, comandantul plutonului mi-a spus: tu nu vei pleca niciodată sâmbătă în învoire. Duminică poți să pleci oricând. I-am explicat: nu am de ce să mă duc duminică. Nu mă interesează nici orașul, nici parcul. Eu vreau să mă duc sâmbătă. Dar de ce vrei să te duci sâmbătă? Este dorința mea să merg sâmbătă. Știa de ce. Timp de 7 luni n-am ieșit. Nu mi-au dat voie. Nu m-am gândit niciodată să fug ca să fac arest, pentru că nu se potrivea motivul pentru care ceream să merg în sabat. Și am stat acolo. După 7 luni de zile, mi-au dat în sfârșit bilet de voie, pentru că am avut niște trageri cu tunurile și m-a ajutat Domnul și am luat FB ca o recompensă. M-am dus direct la adunare, iar adunarea se ținea în limba maghiară. Niciun cuvânt românesc, nici o vorbă românească n-am primit. M-am dus înainte de a începe. Am stat în adunare. Vorbeau alături în ungurește. A început serviciul divin, totul în limba maghiară. Cântările, predica, rugăciunea, n-am înțeles un cuvânt. Dar vă spun că am stat 4 ore acolo, neînțelegând nimic, dar sufletul meu era ca un burete uscat care absorbea atmosfera aceea. Am ajuns acasă în garnizoană încântat, parcă pluteam după 7 luni de zile, fusesem la adunare. Nu înțelesesem niciun cuvânt, dar mă întâlnisem cu Dumnezeu acolo. Chivotul a stat 7 ani în țara filistenilor. Acolo, în mod foarte interesant... 7 ani sau 7 luni? 7 luni. Am greșit dacă am spus ani. În timpul acesta, chivotul Domnului nu are nevoie de protecție. Dumnezeu se protejează singur. Și cunoaștem că în momentul în care filistenii l-au luat, Dumnezeu s-a manifestat prin durere, prin suferință, prin pedepse, în așa fel încât filistenii au spus: trebuie să facem ceva cu obiectul ăsta, îl ducem înapoi. Nu putem să facem nimic cu el, nu-l putem folosi și mai mult decât atât ne aduce mari nenorociri. Au stabilit un criteriu să vadă dacă ceea ce li se întâmplă este cu adevărat din partea lui Dumnezeu sau dacă nu cumva este o întâmplare. Și criteriul acesta a ieșit după cum Dumnezeu a hotărât. Niște vaci neînvățate la jug, cu viței lăsați în grajduri nou născuți, vacile înjugate la un car în care este pus chivotul, și condiția era dacă vacile vor merge mai departe, neținând cont că viței lor zbiară după ele, este de la Dumnezeu. Dar dacă vacile se vor întoarce, a fost doar o întâmplare. Mi-a plăcut foarte mult această atitudine a unor păgâni, a unora care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Îl pun la încercare și Dumnezeu intră în testul lor, le răspunde conform așteptărilor lor și ei sunt convinși că acela era Dumnezeu. Dar au ajuns, sunt la versetul 13, 1 Samuel capitolul 13, și iată, chivotul se întoarce înapoi în țara lui Israel. Locuitorii din Betșemeș se cerau grânele în vale, au ridicat ochii și au zărit chivotul.
s-au bucurat când l-au văzut. După 7 luni s-au bucurat. Carul a ajuns în câmpul lui Iosua din Betșemeș, s-a oprit acolo. Era o piatră mare, au despicat lemnele carului și vacile le-au adus ca ardere de tot Domnului. Ce frumos! O atitudine uimitoare, corectă. Leviții au coborât chivotul Domnului și lada de lângă el în care se aflau lucrurile de aur și l-au pus pe toate pe piatra cea mare. Oamenii din Betșemeș au dus Domnului în ziua aceea ardere de tot și jertfe. Ce frumos! Cei 5 domnitori ai filistenilor s-au întors. Dar, versetul 19, se întâmplă un lucru. Domnul a lovit pe oamenii din Betșemeș când s-a uitat în chivotul Domnului. Și aș vrea să vă întreb, de ce credeți că s-au uitat evreii în chivotul lui Dumnezeu? Pentru că ei aveau credință că sunt și că sunt limpezi de Dumnezeu. Ce aș vrea neinteresat, că neamul de păgânii a observat că era un lucru care era Domnului și noi care suntem membri nu observăm aceste semne, fiindcă vrăjma și ce da. Nu ne lasă. De ce ridică capacul să se uite în chivot? Știau ei ce este chivotul? Știau. Știau ce este acolo, categoric. Erau îngerii pe capacul chivotului. Acolo se manifesta șechina. Și totuși oamenii aceștia, leviții împreună cu ei, dau capacul la o parte și se uită. Cred că nu din curiozitate se uită. Să vadă ce este acolo. Ci ei au văzut umflăturile acelea de aur, au văzut șoarecii de aur, cele pe care filistenii le-au pus lângă chivot, într-o ladă, ca daruri pentru Dumnezeu. Și ei au spus, dacă sunt atâtea pe afară, probabil că au zis, nu cumva o fi mai mult înăuntru. Și când au dat capacul la o parte, au căutat în chivotul legii ceea ce era în afară și nu se găsește. Ceea ce este în interior nu vei găsi afară și ceea ce este afară nu vei găsi în interiorul chivotului. Sunt lucruri distincte pe care Dumnezeu le așează în interior și lucruri distincte pe care Dumnezeu le așează în exterior. Pedeapsa lui Dumnezeu a intervenit imediat. Și oamenii din Betșemeș s-au speriat. Versetul 20. Interesantă schimbarea de atitudine. Oamenii din Betșemeș au zis, cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu Sfânt? Și la cine trebuie să se suie chivotul dacă se depărtează de la noi? Au trimis soli la locuitorii din Kiriat Iarim să le spună, filistenii au dus înapoi chivotul Domnului, coborâți-vă și suiți-l la voi. Cât de ușor rezolvi o problemă. Filistenii l-au lăsat nouă, veniți voi și luați-l. Că pentru noi nu este de dorit. Acest lucru se întâmplă în poporul Israel. După 7 luni de zile cât timp a stat departe de ei. Urmăresc în felul acesta reacția firească a oamenilor care în aparență și-l doresc pe Dumnezeu, iar când sunt aproape de El, fie se poartă necuvincios, fie vor să scape cât mai repede și cât mai departe de responsabilitățile față de Dumnezeu. Capitolul 7, versetul 1. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, și au sfințit pe fiul său, Eleazar, ca să păzească chivotul Domnului. Foarte interesant,
Oamenii aceștia au o atitudine mistică, nu așează chivotul oriunde, ci îl așează pe deal. Sfințesc pe unul dintre oamenii de acolo ca să păzească chivotul. De cine? Și de ce trebuie să fie păzit chivotul? Observați? Au râvnă pentru chivot, dar nu au cunoștință. Și faptul că nu au cunoștință se datorează faptului că nu știu sau nu vor să facă ceea ce știu. Prezența chivotului în pe dealul acela este foarte important, dar în același timp trebuie să știm că prezența chivotului din casa noastră, în ființa noastră, aduce niște responsabilități. Atunci când accept pe Dumnezeu în ființa mea, eu trebuie să știu că am niște responsabilități. Și revenind la oamenii aceia, ei nu întreabă un preot. Nici leviții nu spun. Ei, în aparență, nu știu nimic din ceea ce trebuie să împlinească conform voinței lui Dumnezeu. Pentru că în Exod, capitolul 26, cu versetul 33, este foarte clar modul expres pe care Dumnezeu îl spune unde trebuie să stea chivotul. În Sfânta Sfintelor, după perdea. Adică, într-un loc în care este singur și într-un loc în care nu este văzut cu ușurință de către oricine. Cine vede chivotul? Doar marele preot. Când? În ziua ispășirii. Acum, chivotul este așezat într-o casă, este adevărat pe deal și este păzit de un om, un om sfințit. Dar lucrul acesta nu este corect. Și vreau să spun un lucru asupra căruia trebuie să fim foarte atenți. În relația cu El, Dumnezeu nu acceptă situații de compromis. În relația cu Dumnezeu, scopul nu scuză mijloacele. Și uneori noi aici greșim. Dorind să împlinim scopul, folosim mijloace compromițătoare. Sunt multe pe care le pot aminti. În dorința de a ajuta pe cineva care este sărac, pot să folosesc zecimea, dăruindu-i-o. Nu este corect. În dorința de a împărți literatură, unii au oprit zecimea și au cumpărat cărți. Și scopul nu scuză mijloacele. În relația cu Dumnezeu, lucrurile trebuie să fie foarte clare și precise atunci când stabilim ceea ce Dumnezeu a hotărât și noi dorim să împlinim. Altfel, lucrurile vor lua o întorsătură greșită. Dumnezeu vrea chivotul să fie în Sfânta Sfintelor, dincolo de perdea. Oamenii aceștia așează într-o casă, poate că este cea mai frumoasă casă, așezată pe deal, la înălțime, la respect, și un om care îl păzește. Dar nu este ceea ce Dumnezeu cere. Mă întorc la 1 Samuel, capitolul 7, și citesc versetul 2. Un element în plus care să ne facă să ne gândim serios. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. 20 de ani în care oamenii n-au avut chivotul în templu. Unde au fost preoții?
Unde sunt leviții? Unde sunt conducătorii? Și mai pun o întrebare delicată. Unde este Samuel? Unde dormea Samuel când Domnul l-a chemat? În templu. Ce este în templu? Este prezența lui Dumnezeu. 20 de ani. Chivotul este în altă parte. Și după 20 de ani, poporul plânge după Domnul. S-au acomodat repede și s-au obișnuit cu lipsa chivotului. S-au obișnuit și cu lipsa responsabilităților din jurul chivotului. Douăzeci de ani, fără interes din partea copiilor lui Aron pentru chivot. 20 de ani fără ispășirea păcatelor din ziua ispășirii. Mă întreb serios, ce s-a întâmplat cu oamenii aceia care au murit în perioada aceasta de 20 de ani? Pentru că în fiecare an, ispășirea păcatelor unde trebuia să se facă? În Sfânta Sfintelor, marele preot intra cu cădelnița de aur și trebuia să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru ștergerea păcatelor. 20 de ani n-a fost chivotul în Sfânta Sfintelor. Ați trăit vreodată o perioadă fără să fiți asigurați de ispășire? Unii îndrăznesc să nu ia Sfânta Cină. Alții îndrăznesc să nu studieze, să nu se roage. Mi este groaznic să mă gândesc la un posibil accident în perioada aceea. 20 de ani trebuie să treacă pentru ca ei să plângă, să plângă înaintea Domnului. 20 de ani de idolatrie, pentru că ei n-au stat fără idoli, ei n-au stat fără jertfe, dar nu la Dumnezeu. 20 de ani de idolatrie, iar Samuel nu poate să-i întoarcă din drum. Marele profet Samuel, puternicul și ascultătorul de Dumnezeu, este fără putere timp de 20 de ani, când oamenii au uitat și s-au îndepărtat de Dumnezeu, fără chivot, fără jertfe, fără slujbe la templu. De ce? Poate pentru că nu l-au întrebat pe Samuel, pentru că considerau că știu ei mai bine ce trebuie. Poate că le-a plăcut lucrul acesta, să nu mai meargă la templu. Sau poate din cauza lui Hofni și Fineas? Dacă n-ar fi biserica deschisă. După două luni de biserică închisă, unii au spus, da când? Că mi-este dor, că vreau să revin la biserică, vreau să mă închin acolo. După două, trei luni. Iar când biserica este deschisă, unde e dorul? După 20 de ani, spune versetul 2, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Ce frumos
Ce minunat să plângi după Dumnezeu! În plânsul acesta este durere, este dor, este și pocăință. Întreb lucrul acesta pentru că Samuel, omul sensibil și delicat, nu este impresionat absolut deloc de plânsul poporului. Și versetul 3 mi se pare un profet care spune așa: Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străini și astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul, slujiți-i numai Domnului și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. De ce nu este impresionat Samuel de plânsul lor? Și când spune lucrurile acestea, dacă aș fi în tabăra evreilor și l-aș auzi pe Samuel spunând, scoateți Dumnezei din mijlocul vostru, la niște oameni care plâng după Domnul, i-aș spune, Samuel, dar oamenii aceștia nu vezi că plâng, sunt gata să-și dea viața pentru Dumnezeu. Ce legătură are plânsul lor cu idolii și cu astarteele? Dar este versetul 4 care mă uimește. Copiii lui Israel, cei care plângeau după 20 de ani la Domnul, copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baali și astarteele și au slujit Domnului. Și acum vine o întrebare foarte serioasă pentru mine și pentru noi. Poți să plângi după Domnul și să ai idolii cu tine? În final, după ce plângi? Dacă ai idolii cu tine, de ce plângi după Domnul? Aici lucrurile pe care trebuie să le urmărim în viața noastră sunt foarte serioase. Extrem de serioase. Pentru că uneori ne apucă și pe noi un dor după Dumnezeu. Uneori suntem impresionați de o predică, poate de Sfânta Cină, poate la un botez. Trăim momentele așa tensionate de emoții și de sentiment și am vrea și cântăm Domnului și ne predăm Domnului și vorbim despre Domnul. Și poate că ne mirăm de ce nu este un răspuns al păcii, al liniștii, al transformării, atunci când plângem înaintea lui Dumnezeu, atunci când îi promitem Domnului lucruri pe care le vom asculta și le vom împlini. De ce? De ce nu este impresionat Domnul de plânsul nostru când venim la El? Din același motiv din care Samuel s-a uitat la el, la ei, neîncrezător și le-a spus, dacă vreți să slujiți Domnului din toată inima, scoateți idolii din mijlocul vostru. Și ei își dau seama de un lucru, de un amestec periculos, un amestec al idolatriei, o formă idolatră timp de 20 de ani. Ei, poporul evreu, oameni care uitaseră de chivot, uitaseră de Sfânta Sfintelor, de jertfă și de ispășire. Acum veniseră la Domnul, dar cu idolii lor. Vă rog, din toată inima, lăsați pe Duhul Sfânt să vă cerceteze viața și să ne descopere fiecăruia dacă nu cumva, când venim la Domnul, noi venim și cu idolii noștri. Îi punem în buzunare sau îi punem în colț undeva până terminăm cu închinarea Domnului. După aceea îi reluăm și împărțim timpul când la Domnul, când la ei. Împărțim plăcerea și ascultarea, ba de Domnul,
ba de ei. Mi-este greu să înțeleg cum se poate manifesta atitudinea aceasta de plâns după Domnul, după un timp rezonabil de 20 de ani de absență a chivotului. Și după 20 de ani, când te întorci la Domnul, să păstrezi încă idolii. De ce? Și cum? Balii, Astarteele, din casa lor, din sufletul lor, nu le-au ajutat la nimic timp de 20 de ani. Ogoarele lor, semănate și lucrate, nu i-au săturat și nici nu le-au dat protecție. Poate aici găsim răspunsul celor 20 de ani de indiferență față de chivot. În existența compensatorie a idolatriei. Lipsa de interes pentru Domnul. Nu era plânsul unei pocăințe, deși poate vărsau lacrimi și se băteau în piept. Nu era un profund simțământ și o reală pocăință. Plânsul lor era rezultatul unor emoții. Mă interesează motivul pentru care eu vin la Domnul, stimulat de o emoție, înfricoșat de o amenințare, îngrozit de viitorul, de mâine. Care este motivul pentru care plâng înaintea Domnului? Samuel este foarte categoric. Fără compromisuri. Nu poți să vii la Dumnezeu cu idolii tăi. Ai de ales. În același fel, Ilie a spus, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. În același fel trebuie să facem și noi odată pentru totdeauna alegerea. Nu le putem amesteca. Poate prea mult le-am amestecat. Și Matei capitolul 6 cu versetul 24 conține versetul acesta, cuvintele Domnului Iisus care spunea, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Noi încercăm să jonglăm cu amândoi, și cu idolii, și cu Domnul. Versetul 5 și versetul 6, după reacția lor, de data aceasta mie mi se pare că este o reacție corectă, au scos toți idolii și i-au aruncat. Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. S-au strâns la Mițpa, au scos apă, au vărsat-o înaintea Domnului, au postit în ziua aceea, zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Ce frumos! În sfârșit ajung la manifestarea reală a pocăinței. Ideea de a scoate apă și a o vărsa înaintea Domnului este un simbol al lacrimilor. Ieremia spune mai târziu, dacă aș vrea să-mi fie ochii ca un izvor de lacrimi, care să nu sece, să curgă mereu pentru necazul fiicei poporului meu. Ei scot apă din fântână și o varsă înaintea lui Dumnezeu ca să mărească imaginea lacrimilor care acum le curg din ochi. Lacrimi de pocăință sunt aici. Și aici se transformă binecuvântarea. În momentul în care se adună și se pocăiesc, mărturisesc lui Dumnezeu păcatele. Până aici n-am găsit nicio mărturisire.
Nici când a venit chibotul cu Hofni și Fineas, nici când au fost bătuți de filisteni, nici după ce le-au omorât 30.000 într-o zi, nici după ce au luat chivotul, nici după 20 de ani de lipsa chivotului, n-a fost pocăința adevărată, n-a fost mărturisirea păcatelor. Întrăzniseră să vină cu idolii lor la Dumnezeu. Probabil gândindu-se că pot să aibă două surse, și de la Dumnezeu și de la idoli. Acum însă lucrurile sunt cu totul și cu totul diferite. Versetul 7 ne arată ce se întâmplă de fiecare dată când cineva se pocăiește. Se întâmplă acest lucru în mod regulat cu oricine dorește să se consacre lui Dumnezeu. Cinstit, curat și cu toată inima. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa. Domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi, către Domnul Dumnezeul nostru, să ne scape din mâna filistenilor. Filistenii au auzit că este o întrunire evreiască și au spus: acum îi găsim pe toți, îi înconjurăm și i-am exterminat. Scăpăm de ei. Îi luăm robi și restul îi omorâm. În momentul în care se pocăiesc oamenii, în momentul în care se consacră lui Dumnezeu și vor să-L urmeze, îl stârnesc pe Satan. Stârnesc împotrivă imediat vrăjmășia cuiva. Și Satana se manifestă în forme diferite. Trebuie să știm lucrul acesta. Pentru că a doua Timotei, capitolul 3 cu versetul 12, are o descriere, are o afirmație pe care trebuie să nu o uităm niciodată. Și ar putea ca această afirmație să fie răspunsul la multe din lucrurile ciudate care ni se întâmplă. 12. Toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Să nu uităm niciodată acest lucru. Când vrei să trăiești cu evlavie, Satana va stârni pe cineva împotrivă și te va prigoni, într-o formă sau alta, conștientă sau inconștientă. Dar se va întâmpla lucrul acesta. Versetul acesta îmi spune că pot să mă testez dacă sunt pe calea dreaptă sau dacă oscilez. Dacă amestec cărările, Satana este indulgent cu mine. Dar atunci când sunt pentru Domnul, când vreau să umblu cu evlavie, trebuie să știu că vrăjmașul este provocat și îmi va crea piedici, dificultăți majore. Vrea să mă oprească, vrea să mă împiedice de la ascultare. De ce? Pentru că Satana urăște să mă vadă ascultându-L pe Domnul Iisus. Am fost al lui până acum. El pierde slujirea mea și este gelos, căutând să mă împiedice. Și lucrul acesta îl face cu mare zel. Rezolvarea. Versetul 9. 1 Samuel 7 cu 9. Când dușmanul te amenință, când este primejdie majoră, trebuie să învățăm de la Samuel. A luat un miel sugar, l-a adus ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. De ce l-a ascultat? Două motive sunt pentru care Domnul l-a ascultat. Pentru că poporul s-a pocăit,
Pentru că poporul a hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu și apoi mijlocirea mielului ca jertfă garantează întotdeauna intervenția lui Dumnezeu. O, de ce trebuie să treacă 20 de ani pentru ca să se aducă un miel de jertfă? De ce n-au adus un miel de jertfă atunci când au adus chivotul în tabără? De ce n-au adus un miel de jertfă atunci când au murit 40.000 de oameni, 30.000 de oameni? De ce n-au adus un miel de jertfă timp de 20 de ani? Pentru că compensau cu idolii. Idolii le-au mâncat timpul, le-au mâncat jertfele, le-au mâncat darurile, le-au mâncat tot ce aveau mai de preț. Nu cumva și nouă idolii ne mănâncă viața și puterea și bucuria și închinarea? Versetul 10. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor, i-a pus pe fugă, au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit, au urmărit pe filisteni și au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și a pus numele Eben Ezer, adică piatră de ajutor, zicând: până aici Domnul ne-a ajutat. Ce a fost Eben Ezer și ce este acum? Ce urmează? Binecuvântarea. Versetul următor. Astfel au fost meriți filistenii, n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le-au luat filistenii s-au întors la Israel cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace. Ți-a luat ceva Satana? Poți, prin jertfa Domnului Iisus, să-L faci să-ți dea înapoi sănătate, pace, prosperitate, familie, prin jertfa mielului. Dacă Domnul n-a cruțat pe însuși Fiul Său și L-a dat pentru noi, pentru iertarea și pentru salvarea multora, cum nu ne va da împreună cu jertfa, cu Domnul Iisus, toate lucrurile? Prieteni și frați, viața noastră, dacă a fost o pustietate, se poate transforma într-o binecuvântare a recuperărilor a tot ceea ce am pierdut. Condiția? Pocăința noastră și jertfa mielului. Familia noastră, biserica noastră, pustii și goale, amenințate mereu și rupte de vrăjmași, îngrozite și orientate greșit, pot să fie recuperate prin har, prin pocăința noastră și prin jertfa mielului. În momentul în care mielul este jertfit, în momentul în care fac apel la jertfa mielului, Dumnezeu se manifestă îngrozind dușmanul. Și când dușmanul fuge, Dumnezeu îmi dă recuperarea a tot ceea ce a fost stăpânit de cel rău până la momentul acesta. Samuel a pus o piatră
O piatră pe care oamenii să o privească, să întrebe cum se numește și să reconsidere locul acela al pagubei și al falimentului. În Isaia, la capitolul 28 cu versetul 16, profetul vorbește despre o piatră. Pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Piatra aceasta este Domnul Iisus, este stânca de granit. Este piatra care nu se zguduie, piatra în care a fost, piatra în care au lovit. Dar piatra aceasta ne așteaptă să ne prăbușim peste ea, să ne zdrobim inimile căzând peste piatra aceasta. Și El va fi rezolvatorul tuturor dificultăților noastre, va fi refacerea ființei noastre prin piatra aceasta la care vom privi și pe care o vom lua ca stâncă, ca ajutor și protecție. Din nefericire, în capitolul 17 din Isaia, Domnul spune că piatra aceasta a fost uitată, 17 cu 10. Poate că eșecurile din viața noastră s-ar putea datora aceluiași lucru. Ai uitat pe Dumnezeul mântuirii tale. Nu ți-ai adus aminte de stânca scăpării tale. De aceea, ți-ai sădit răsaduri plăcute și ai sădit butuci străini. Dar poate că este vremea să reconsiderăm atitudinea noastră. Și aș încheia cu Matei capitolul 7, de la versetul 24, o concluzie pe care Domnul Iisus o face în situația aceasta a transformării unei vieți, a transformării unei familii și transformării unui loc. Oricine aude cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Până acum, credința lui Israel a fost pe nisip. Chiar dacă a venit chivotul, chiar dacă au fost preoții, era credința care era așezată pe nisip. O casă care s-a prăbușit repede, cu pagube, cu pierderi, cu durere și cu faliment. Ca și ei, poate viața noastră are puseuri, are fragmente de prăbușire, de pierderi, de suferințe, de disperare, de dureri, de faliment, de plâns. Dar trebuie să ne oprim, pentru că nu mai vrem. Nu mai vrem să se întâmple așa, pentru că este prea târziu să mai repetăm experiența aceasta. Este timpul să fim printre oamenii aceia înțelepți, oameni cu judecată, spune Domnul Iisus, care am auzit și am făcut, care auzim și vrem să facem. Am auzit cuvintele lui Iisus și vrem să le împlinim. Pocăința și jertfa mielului generează harul.
Oricine. Printre acest oricine vreau să fiu și eu. Puteți fi și dumneavoastră. Vreau ca niciodată ființa mea să nu mai fie pustită. Ca niciodată să nu mă mai bucur de vederea chivotului, știind în conștiința mea că sunt alte lucruri care îmi preocupă, plăcerea, timpul, căutările și slujirea. Vreau ca totul să-i aparțină lui Iisus. Vreau ca ființa mea să poarte întotdeauna amprenta pocăinței și a jertfei mielului. Și atunci, orice ar veni, oricât de aproape ar veni dușmanul, oricât de groaznică ar fi amenințarea, oricât de disperată ar fi cauza, știu că Domnul va interveni și va pune pe fugă, va împrăștia norii, va împrăștia amenințarea și se va vedea piatra aceea pe care va scrie din nou: până aici Domnul ne-a ajutat. Vă doresc în fiecare zi să vedem piatra aceea așezată din nou la un segment de drum, la orice eveniment și la orice încercare din viața noastră. Să vedem piatra aceea pe care scrie: Domnul ne-a ajutat. Este transformarea unui loc al durerii și al pierderii într-o stâncă care nu se va zgudui niciodată. Domnul să ne dea bucuria de a trăi o viață cu adevărat alături de Domnul Iisus. Amin. Amin. În numele Domnului Iisus încheiem serviciul divin cu cântarea 254. Pe veci cu Dumnezeu, așa e deviza mea.